Politica este un ou stricat care, dacă s-a spart, miroase. Prin anii 300-400 înainte de Hristos a trăit un grec, în Grecia evident, pe care îl chema Aristotel și care a fost cel mai mare filozof politic. Un fel de Tincu al Atenei. Tincu, știți dumneavoastră, era un alt filozof politic al PSD-ului. Păi asta n-am să-l uit niciodată. Ăsta grecu însă a scris o carte politică care este a doua parte dintr-un tratat politica filozofică. Prima parte fiind etica. Tratatul ăsta politica este prima carte de filozofie politică și se studiază cu sfințenie la orele de politică aplicată pe la partidul de pe lângă Casa Armatei. Unii membri de partid învață cum se regăsește programul de guvernare în programul de apă caldă. Aici Aristotel face vorbire pentru prima dată de termenul zoon politikon, adică animal politic. Aristotel denumește prin termenul de animal politic social acele animale care cu activități în comun, ședințe, mitinguri, etc., fac mai mult zarvă decât lucruri bune. Eu am cumpărat să citesc politica lui Aristotel cam după ce am fost primit la Pionieri. Și am citit-o dintr-o carte tipărită de Arlus, în colecția Cartea Rusă. Arlusul era o asociație de prietenie cu Uniunea Sovietică. În curând cred că ea va reînvia. N-am priceput mare lucru din ceea ce am citit acolo și în curând mi-a furat-o prietenul meu, Ghiță Vățemăniuc, și a încercat să o vândă la anticariat. Dar doamna Țoler, care cumpăra cartea acolo, în centru vechi, cam pe vis-a-vis de unde e acum Urban Servo, că zicea anticăreasa că oricât ne-am străduit noi, nu mai cumpără carte rusă. Așa că Ghiță mi-a adus cartea înapoi și m-a lămurit și eu că politica nu face nici doi bani dacă nu o cumpără nici anticariatul. Mărturisesc că până în capitalism nu m-a interesat deloc politica, salariile erau bunișoare, tata tăia doi porci pe an, unul de Crăciun și unul de Paști, aveam brânză la borcan, jumere la chiub, făină în pod, cartofi în zămnic și un butoi cu vin de fragă în cămara din dos, pe care tata îl ținea acolo ca să nu înghețe iarna. Așa că ce m-a interesat pe mine, ce zicea Ceaușescu? Că ăla făcea politică în România socialistă, el cu nevastă sa. După Panorama din decembrie 1989 m-am temut ca dracu de tămâie de partide, că întotdeauna ce nu cunoști, ori te sperie, ori te atrage. Pe mine nu m-a atras partidele. La defilările din copilărie se striga Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Și RPR-ul RSS sunt pe veci prieteni. Strigau toți defilanții, luându-se la întrecere care zbiară mai al dracului. După care ne prăpădeam de râs. Acum, după ce l-am auzit spierând pe unul de la PSD la un miting, nu mi-am mai ars de a râde. Dimpotrivă, am început să recitesc Politica lui Aristotel, editura Univers Enciclopedic Gold, 41 de lei, coperte roșii, trandafirii. Asta-i. Noapte bună!